Gloria Bistrița urcă încet, dar sigur în clasament. Formația lui Marius Șomodică a trecut la limită de Ciahlăul Piatra Neamț, scor 1-0, și a urcat pe 10 în clasament. Debutul partidei a fost însă plin de emoții pentru bistrițeni, care în minutul 11 și-au introdus mingea în proprie poartă prin Zerui. Arbitrul fluierase însă înainte de autogolul portughezului, iar tabela a rămas neschimbată. 9 minute mai târziu, gazdele au deschis scorul prin Ciprian Petre în urma unui corner. Repriza secundă a debutat cu Ciahlăul în atac, însă Mulisa nu a nimerit poarta lui Albuț din 16 metri. În minutul 82, Moraes și-a centrat în careu pentru Hora, însă atacantul formației lui Șumudică nu a nimerit poarta apărată de Viladsen. Pe final, bistrițenii mai puteau marca de două ori, însă odată Bărcăuan și odată imprecizia lui Coroian au păstrat tabela neschimbată. 1-0 în favoarea Gloriei, care acumulează 30 de puncte în Liga 1, în timp ce Ciahlăul pare a fi condamnată la retrogradare.